Bună dimineața! Este o nouă zi în Lisabona. Avem și ceva ploaie, avem și ceva soare. Cam așa a fost toată vacanța de noiembrie aici, sau vacanța între ghilimele, pentru că am făcut așa o mică combinație cu conferința despre care cred că v-am zis până la momentul ăsta. Este al treilea vlog din Lisabona. Am zis să vă oripilez puțin cu o mască de față și cu prosopul ăsta, pentru că este foarte, foarte de dimineață. Abia m-am trezit și până să mă îmbrac, voiam doar să vă zic bine ați venit la un nou vlog. O să fie interesant ceea ce vom vedea azi, vă promit eu, mai ales că diseară avem avion, așa că o luăm încă de dimineață să dăm forță, să ne energizăm. Am băut ceva cafea, am luat micul dejun și am zis să stau cu voi puțin la povești și să vă zic și ce mi-am luat din Lisabona, pentru că nu fac de obicei astfel de hauluri, dar mi s-au tot cerut, mă întrebau oamenii, băi, dar tu ce ai văzut nou, ce nu știu ce, și am zis ce moment super bun să fac asta. În general, încerc când mă duc undeva să nu intru tot în Zara, H&M și tot ce mai avem și noi pe acasă, că ar fi drăguț să văd ceva nou și de obicei găsesc prețuri mult mai bune la altfel de magazine. Printre preferatele mele se numește Flying Tigers, despre care eu sigur v-am mai zis la vlogul din Polonia, v-am și arătat acolo cum arată magazinul, și Primark-ul pe care mi-l doresc în România și pus și aici pentru că am niște multe punguțe, vreau să vreau niște chestii, dar cineva să aducă Primark-ul în România, vă rog frumos, pentru că nu doar eu, foarte multe dintre noi, cel puțin fetele, îl așteptăm pentru chestii de casă, pentru pensule ieftine de machiaj, tot felul de hăinuțe și așa mai departe. O să încep cu această punguță super drăguță de la Flying Tiger, pentru că ei au o chestie acum de sărbători și cu doar un euro primește această plăsuță. Sunt mai multe modele pe care vi le puteți alege. Flying Tigers veți găsi, e un model din Copenhaga, el ca origine, dar găsiți în multe orașe din Europa. Vă rog, căutați-l, vă arăt imediat ce prostioare mi-am luat. Mai sunt aici niște hăinuțe și partea de cosmetice. Și mă duc să-mi pun fața să nu vă oripilez și revin. Așadar, până se usucă părul, o să facem mini haul-ul. Nu vreau să vă țin foarte mult pentru că na, avem o zi înaintea noastră, dar haide să vă arăt ce mi-am luat. Primele pe listă sunt de la Sephora un fond de ten care de fapt este pentru una dintre prietenele mele, dar pe care am ținut să vi-l arăt pentru că acest NARS am înțeles eu că ar fi foarte bun și nu se găsește în România, ceea ce mi s-a părut super interesant. O să-l testez, promit că o să-l testez. Sper să nu se supere Lelia, dar o să-l și desfac ca să vi-l arat. Ia uitați ce drăguț arată. Este scumpuț el așa, vreo aproape 50 de euro, dar na, nu l-am testat, nu mă pronunț. Dacă vreți să-l încercați, îl găsiți la Sephora, magazinele din afară. În schimb, ce mi-am luat eu și trebuia să încep cu el este Benefit-ul și anume Goof Proof-ul. Vi-l arat așa. Eu îmi amintesc despre Goof Proof că vi l-am mai arătat în vloguri. Am sunt dependentă de acest Goof Proof doar pentru că fără ele sprâncenele mele mi se pare că nu arată deloc ok pentru că am goluri. Am testat și alte produse, mă întorc de fiecare dată la acest Goof Proof și toată lumea mă întreabă despre el și mereu spun că dacă la fond de ten este subiectiv în funcție de ten, dacă la ruj depinde de culoare, la sprâncene, aruncați cu pietre, dacă nu este cel mai bun produs, testați-l, încercați-l fetelor și dacă nu vă place, îmi spuneți, dar nu cred, n-am auzit pe nimeni care l-a încercat până acum, la recomandarea mea multe persoane, cei drept, sau cel puțin fetele din anturajul meu și care să nu fi fost mulțumite, este excelent. Nu sunt mămică, nu vă îngrijorați, dar am un nepoțel, primul, de altfel și singurul, nou așa, pe lume, are 2 luni, Codrinel se numește, și m-am gândit să-i cumpăr o vestuță care arată, deci m-aș îmbrăca eu cu ea în orice moment. Este de la Lefties, așa cum se bine pe de aici. Sper să-i vină, sper. Dacă nu, oricum copiii cresc foarte repede, este foarte, foarte grosuță și cred că îi va prinde bine pe frig. Iar la Lefties găsiți niște prețuri fabuloase, adică chiar și la copii, și la femei, și la bărbați, fabuloase. Îmi pare rău că nu avem magazinul ăsta în România. Iar tot pentru Codrin am luat de la Primark de data asta, din colecția de Crăciun, un set cu căciuliță și mănuși, care sunt, credeți-mă că sunt super, super micuțe. Asta să vă arăt așa foarte, foarte aproape.
Are pinguine, are steluțe, dar este foarte, foarte cute ea. Ia să vedem. Da, nu cred că îmi vine mie, dar sunt convinsă că el se va bucura. Și este și căptușită pe aici, adică are flaușată, nu știu cum să-i spun exact. Asta înseamnă că e mega călduroasă, iar la prețul ăsta de, ăsta în cazul ăsta 5 euro, eu zic că e mai mult decât ok. Pentru mine, în schimb, de la Primark, singura chestie care am zis că băi, nu pot să o las acolo, este și foarte ieftină și îmi place foarte mult și cred că vine foarte bine și cu pantalon cu talie înaltă și cu o fustă de piele, mai ales acum în sezonul rece, cu niște cizme lungi și un cardigan peste sau un palton direct, este superbissimo. Este o cămășuță de la Primark. Îi arată cam așa, este simpluță, în dungulițele astea alb cu negru, dar nu știu exact cât deformează camera, dar ea este foarte, foarte mișto și se simte foarte fină la atingere. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Apoi, o să continuăm cu partea de make-up, de fapt de cosmetice, pentru că am descoperit acest Wells Portugalia. E un fel de farmacie așa pentru ei, dar aveau tot felul de promoții. Și cu ocazia asta am zis că, hei, de ce nu să facem niște shopping. Eu am ales de la ei două produse de la Vichy. Masca de față cu argilă. Despre ea am zis foarte mult pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți, o să vă las linkul Lumi Travel. Postez foarte mult acolo, chiar și despre produsele care îmi plac. Este cea mai bună din toate timpurile și, din nou, nu, deocamdată nu schimbă nimeni părerea. Testez aproape zilnic, folosesc o mască de față, testez foarte multe, dar aceasta chiar reduce porii, îți dă senzația că face efectiv ceva, nu doar că o aplici ca să te simți mai bine sau să te relaxezi. Încercați-o doar așa, cel puțin dacă aveți tenul gras și uleios, este super, super bună. În schimb, produsul pe care nu îl cunosc, pentru că îl vedeți aici, este acest ser. E cu antioxidanți, mă rog, antioboseală și are vitamina C. Sincer, căutam un ser, nu știam între Estée Lauder, L'Occitane, Macelli Mortel celebru și altul. Și dacă tot l-am găsit pe ăsta la o promoție, era cred că 26 de euro sau ceva, am zis, hei, de ce nu? Ce drăguț arată! Ia uitați, are serul aici care, da, este foarte micuțel așa ca produs, dar sper să aibă beneficii, mai ales de anti-aging și de hidratare foarte bună a pielii și are și pipeta, foarte drăguț, abia aștept să-l încerc și o să vă las părerile mele despre el pe Instagram, cel mai probabil pe Instagram. Am așezat pe niște perne, dar o să trecem la partea mea preferată din acest mini haul din Lisabona și anume punguța asta super cute pe care am găsit-o la Flying Tigers, magazinul meu preferat cu accesorii prostii și alte nebunii pentru casă, pentru baie, pentru ce vreți voi, din toată lumea. Hai să vă arăt ce am luat aici, de fapt am luat mai mult cadouri și anume am luat aceste, cum se numesc, măscuțe pentru dormit, sleeping mask, măscuțe pentru dormit, da, pe diferite culori, mă uit acolo ca să le văd și eu, pe diferite culori, pentru fetele mele somnoroase, adică prietenele mele, pentru mine personal și pentru altă prietenă care are la fel o obsesie cumva pentru măștile astea de față, pentru că sunt chiar super simpatice. Am luat două, sunt de tip șervețel, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult packaging-ul. Ia uitați ce colorat așa și viu și simpatic este. Apoi, ce-mi doream de foarte mult timp și tot nu găseam, era un recipient unde să fac măștile de față, acelea de tip pulber pe care le aplici cu niște apă. Eu am unele aduse special din Bali, mai am unele de la Mr. Scrubber, despre care tot așa cred că v-am zis pe Insta Stories sau și pe Instagram și mi s-a părut foarte, foarte tare, că are și pensulică, are și chestie de amestecat și dozaj, foarte, foarte, foarte simpatică, nu știu cât se vede aici, nu o să desfac acum. Da, pastea aici vă arăt doar cutia pentru că este foarte goală, dar sunt niște stixurile cu ciocolată și mentă, au fost fabuloase, fabuloase și super, super fresh, așa ca să spunem. Și o să închei cu ceva care are tot tentă de mâncare, arată așa de frumos, stați să vedem
să-l vedeți cumva mai bine, deși este luminat pe aici, cred că l-ați văzut. De fapt, ele sunt niște agende și fetele mele, adică prietenele mele freelancerițe, sunt sigură că vor aprecia aceste cadouașe. Sper! Și cam asta a fost tot, așa că v-am zis Flying Tigers și Primark, pentru că Sephora mai avem, dar și acolo găsiți niște branduri pe care nu le avem încă în România. Și Lefties, go check it, o să vă placă și o să găsiți niște chestii foarte, foarte accesibile ca preț. Cam asta cred că e ideea în vacanță, nu să stai să mergi la tot felul de branduri, pentru că dacă ești genul ăla care te duci la Prada, Gucci și așa mai departe, probabil că nu te uiți la acest vlog. Așa că am zis pentru voi, dragele mele și dragii mei, care sunteți pe buget, să facem acest mini haul. Și am încheiat, gata, mă duc să-mi fac părul, să începem această zi minunată. Vom pleca să vizităm un castel și să ne mai bucurăm de ultima zi în Lisabona, așa că ne vedem ceva mai târziu. Dar și la prețuri din astea foarte obscene, am găsit buretei la Primark. Ăștia sunt 1,8 euro, dacă vine să credeți, un beauty blender, iar ăștia doar 1,5 euro. Sunt foarte, foarte ieftini, eu îi arunc constant, oricum nu cred că are rost să dau 100 de lei pe unul din ăla de la Sephora, dar da, v-am zis, în Primark, alimentați-vă și cu astfel de chestii, sunt super binevenite și foarte ok la preț. V-am zis că plouă, dar asta nu ne va împiedica ca ultima zi în Lisabona să o facem să fie awesome, cam ce să faci în Lisabona când plouă, să mergi cu tramvaiul, să mănânci ceva bun și să te duci să vezi castelul. Ce nu v-am zis este că mi-am luat și acest vibe-ul din oraș și aerul se simte atât de curat. Chiar nici ploaia asta nu cred că ne deranjează, pe mine cel puțin una deloc. Așa că am obosit să mergem să bem cafea pentru că am început dimineața cu un vinuț în loc de cafea. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. No price, oh no. No price, oh no. Asta e așa de făcut un story de sus de aici cu Bondia. Este super, super view de la San Jorge sau San Jorge sau cum vreți să spuneți la castel. A fost 1,5 euro intrarea și ajungând aici am realizat că eu am mai fost. Departe de aici. Wow, de cap ne strădești. Dacă ne prinde ploaia asta, ne face praf. Focus, focus. Sper că nu. Deci tot ce vedeți acolo este un nor. Oh, face și cursuri de cum să faci fotografii bune și cum să faci filmare bună cu prietenii mei, pentru că na, ei nu se pricep foarte mult. Și le-am explicat că asta este viața de vlogger. Oricum, pentru noi a devenit ceva super obișnuit ca în vacanțe să filmezi, să pozezi, cumva e vacanță, cumva muncesc, dar îmi place la nebunie și totdeauna o fac cu mare drag pentru voi, așa că dacă vă și abonați, ar fi superb. Hai, continuăm turul și încă nu plouă. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal, as long as you can show me a good time. I don't care. Asta e un super magazin cu multe, multe chestii vintage, chiar super vintage. Aveau lucruri din anii 60-70. Pentru pasionate, here it is, retro, aproape de San Jorge Castle.
Asta a fost din seria glumițe? S-a făcut ora 5 între timp, mai avem vreo câteva ore bune până la avion, o să ajungem dimineața în România, dar stau cu gluga asta pentru că părâm să îngrozitor după ploaie. Să știți că suntem cofenizați, ne-am adunat mai mulți între timp, mai au venit niște fete cu noi. Și după ce am văzut noi castelul, am mâncat un pește bun, ne-am cocoțat prin turnuri pe acolo, ne-am plimbat pe străduțe, adică a fost super, super tare și ziua asta în Lisabona. Ne bucurăm de orașul ăsta super aglomerat la ora asta, văd și un haroc în fața mea, haroc cafe și un obelisc. Ne-am gândit că vrem să încheiem această zi superbisimă cu funicularul, celebrul funicular din Lisabona, pe care nu trebuie să ratați, cu ale sale culori minunate. Și cu un pahar de vin, așa, ca de încheiere, și apoi pornim spre aeroport. Deci, da, cam asta puteți să faceți într-o zi ploioasă în Lisabona. Nu o lăsați să vă distrugă ploaie, soarele, sezon, nesezon. Lisabona are un vibe de toată lumea zâmbește, se plimbă, n-am niciun stres. Deși e aglomerat, nu este enervant. Da, deci awesome. Chiar o să revin în Lisabona, pentru că mi-a plăcut super mult și... Aceea voiam să vă spun sau să vă transmit așa cu super pozitiv vibe, să nu lăsați niciodată vremea în vacanță să vă strice bună dispoziție și nici pe alți oameni cu care sunteți. Ignorați-i, respirați și vă zic asta pentru că o fată din grup tocmai ne povestea de colega ei care a făcut multe, multe fițe și da, se mai întâmplă când mergi în grupuri mari, dar încercați să ignorați toate aceste aberații, să respirați și să vă bucurați de vacanță cu tot ce are ea frumos de oferit, pentru că you never know când mai revii sau dacă mai ai șansa să revii. Și da, să zâmbiți în fiecare zi și asta vă spune lumii, care e mega pozitivă în general, dar sper să transmit și către voi acest vibe. L-am găsit, nu știu cum de reper să vă dau, dar e un haroc cafe pe acolo, îl găsiți voi. Și arată foarte, foarte cute, exact cum mi-l aminteam și toată șmecheria asta că mergi până sus într-o mega pantă și toată lumea țipă, că na, asta e tot farmecul. Nu știu, de fapt nu știu dacă o să mai țipăm acum, dar uitați cât de simpatic arată, da, asta e, cred că e printre top experiențe pe care poți să le faci în Lisabona, totally. Cum să ai atât noroc să stai și aici la Batman în față? O să fiu controlorul astăzi. Nu e Batman? Batman. Nu Batman? Nu, Andreea. Colega mea, Andreea. Așa, și plecăm și eu o să fiu aici singura prima și o să filmez extraordinar. Excelent! Make me lose my game. When you call my name, I go crazy, 'cause I can't escape. When you call my name, when you call my name, I go crazy. Deci, guys, sunt mega, mega fericită că întâmplător, fără să-l căutăm, am ajuns la magazinul ăsta de conserve. Îl văzusem la Los Leblanc în vlog și chiar mă gândeam că dacă ajung vreodată în Lisabona sau mai curând, vreau să-l găsesc și mi-a ieșit în cale și cât să-l căutam, nu știu cum se numește, dacă descoper o să vă las pe ecran, dar e foarte, foarte, foarte aproape de funicular și de Bairro Alto și trebuie să vedeți cum arată acest magazin, că este very, very impresiv pentru că tot decorul, toți pereții, mini carusel, oamenii de la casă de acolo sunt așa în spiritul acestor conserve de sardine și cea mai mișto fază este că fiecare conservă o să fie un număr, anul tău de naștere sau mai știu ce eveniment important și spune ce s-a întâmplat în anul ăla important pe fiecare conservă în parte. Mi se pare o idee super tare pentru cadouri de la prieteni și de făcut poze sau nu știu, story-uri sau chiar ca experiență în sine, pentru că e un magazin cum nu cred că ați mai văzut, așa un fel de mini Wonderland, dar pentru conserve de sardine. Sunt mega, mega încântată că sunt aici, pentru că îmi doream să-l văd și o să vă las și vlogul lui Loblanc în descriere cu acest loc, dacă îl găsesc, evident, dacă mai știu printre care e, dar oricum ceva cu Lisabona, super șmecher. Și haideți să-mi caut și eu anul de naștere, pentru că mă intrigă ce conservă am eu. Deci în anul meu de naștere s-a făcut first computer virus brain și s-au născut Rafael Nadal și Usain Bolt. Ce tare! În urmă cu 8 zile ajungeam la Nesha Guest House aici în Lisabona și nu știam ce o să se întâmple zilele astea. Au trecut toate zilele astea și mai avem doar o oră de stat aici. Plecăm în curând spre aeroport.
bem ultimul pahar de vin și mâncăm ceva. Este deja noapte afară, s-a întunecat bine. A fost minunat, este minunată Lisabona în sine, excursia pe care am văzut-o, web summit-ul, au fost toate super simpatice. O să vă las link-uri în descriere către toate vlogurile pe care le-am pus până acum. Asta este ultima zi și ultima oară când vă spun bye 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 din Lisabona. Ne vedem curând dintr-o altă țară sau într-o altă destinație. Eu vă super mulțumesc dacă v-ați uitat la acest clip și dacă vă abonați și să aveți o zi superbisimă. Am fugit spre aeroport. Make me lose my game when you call my name. I go crazy 'cause I can't escape.